Un client al unui restaurant a lăsat un bacșiș uriaș de 3.000 de dolari pentru o notă de plată de 13,25 de dolari, spre surprinderea chelneriței care l-a servit. Conform Digi24, Eric Smith a luat masa la un restaurant pe data de 16 iunie. A fost atât de impresionat de mâncare și de felul în care a fost servit, încât a lăsat un bacșiș de 3.000 de dolari pentru chelnerița Mariana Lambert. Lambert a intrat în biroul meu cu lacrimi în ochi și tremurând, spunând că un client i-a lăsat un bacșiș de 3.000 de dolari, a povestit Matt Martini, manager la Alfredo's Cafe. Un alt manager l-a întrebat pe Eric Smith care a fost motivat pentru bacșișul uriaș. A spus că a investit în criptomonede, este originar din zonă și a încercat să ajute comunitatea, a spus bărbatul. Nimeni din acest restaurant nu primise vreodată un bacșiș atât de mare, a mai adăugat el. Sunt fericit să văd că oamenii dau ceva înapoi. Este o industrie foarte încercată, mai ales în timpul pandemiei de COVID, a mai spus managerul. Clientul a scris de asemenea bacșiș pentru Isus, pe chitanța notei de plată. Expresia pare să fie o referire la contul de Instagram Tips for Jesus, care de câțiva ani este operat de un utilizator anonim care lasă bacșișuri mari la restaurante. Managerul a mai adăugat că bacșișul uriaș a ajutat-o cu adevărat pe Lambert, care lucrează la restaurant de aproximativ 2 ani. Este bine să știu că mai există oameni buni, a spus el, relatează Digi24. 4.